la treabă cu noi azi, să personalizăm acest dormitor pe principiul intervenții mici, efecte mari. La ce te-ai gândit? Facem peretele negru. Negru? Negru. De ce? Adâncește perspectiva, dă un pic de profunzime camerei. Ok, deci nu ne subțiază ca la haine. Depinde. Și ce fel de negru? Un negru mat. Mat? M-am gândit, da. Dar știi că de obicei vopselurile astea? Rămân urme, da, de multe ori pe ele. Da, eu am ales o vopsea pentru tine, bănuiam eu că te-ai gândit la acest client pentru această vopsea. Premium color de la Caparol, care nu are nici solvenți, nici plastifianți, deci îți trebuie un aer curat în dormitor. La treabă cu noi! Hai! S-a apărut când am aplicat vopseaua? Destul de ușor, foarte ușor de aplicat. A mers mai bine în doi, nu? Da. Eu la detalii, tu cu forța. Dar uite ce frumoasă e vopseaua aceasta. Nu este efectul acela de cretă, știi cum e la vopseaua mată. Și nu ți-e frică să pui în evidență cu lumină. Pentru că, comparativ cu o vopsea lucioasă, imediat s-ar vedea la o vopsea lucioasă imperfecțiunile, dar... Cred că de aceea ne place vopseaua mată, nu? Da. S-a uscat și ușor? S-a uscat. Și repede? Da. Dar este și foarte intensă culoarea. Da. Practic ce am văzut pe paletar. Asta e și pe perete. Da. Foarte frumos. Sper că v-a plăcut și vouă. Și da, așa puteți să transformați un dormitor, nu doar să vopsiți peretele, ci să veniți și cu o personalizare. Lumini, fotografii, poate chiar cele făcute din vacanță și, evident, decor, plante, ca să vă simțiți mai bine. Referitor la vopsea, da, una de calitate, premium color de la Caparol.